Grădinița cu program normal Lumea Copiilor din cadrul Liceului Tehnologic Ion Nistor din Vicovu de Sus a organizat joi 20 octombrie ediția a doua a târgului Belșug de toamnă. Vânzările realizate prin intermediul acestui târg s-au făcut în scop caritabil. Participăm la cea de-a doua ediție a Târgului de Toamnă, organizat de Grădinița cu program normal Lumea Copiilor. Pentru buna desfășurare a târgului ne-am pregătit împreună cu părinții, doamnele educatoare, având sprijinul părinților cât și ajutorul din conducerii liceului. Din bogăția toamnei am adus și noi câteva produse, atât cât am putut, după vârstă și puterea noastră. Sperăm să vă satisfacă gusturile și să vă încânte privirea și să vă aprovizionați cămara. Deci vă invităm să priviți, să admirați și să cumpărați din produsele noastre. Totul ce am expus este spre folosul dumneavoastră și bucuria noastră. Cu mare entuziasm particip la cea de-a doua ediție a Târgului de Toamnă cu scop caritabil. La prima ediție, de acum 4 ani, am participat în calitate de cumpărător, iar acum, alături de părinții de la grupa mică, particip în calitate de cadru didactic. Aștept cu nerăbdare să vină toți cumpărătorii să se înfrupte din bucatele pregătite de părinții de la grupa mică. Mulțumim frumos! Astăzi, la inițiativa doamnelor educatoare, împreună cu părinții, cu ajutorul lor, cu entuziasmul copiilor, organizăm un târg de toamnă cu produse tradiționale, cu bucate gătite în casă, cu scop caritabil. Bănuții vor ajunge într-un final la copii cu probleme de sănătate, financiare. Mulțumim domnilor directori, domnișoarei Cahula Angelica, doamnei Puha Cristina, domnului Puha Cristi, pentru susținere. Mulțumim profesorilor de la tehnic care ne-au ajutat în realizarea acestui proiect și s-au implicat activ. Vă așteptăm pe toți să participați, să vă bucurați. Mulțumim primăriei orașului Vicovu de Sus pentru susținere și implicare. Îi așteptăm să vină la cumpărături. Este a doua ediție a Târgului de Toamnă. Este o acțiune caritabilă în care s-a implicat Grădinița Lumea Copiilor din cadrul Liceului Ion Nistor. Cu ajutorul părinților, la inițiativa educatoarelor, au organizat acest frumos eveniment. După cum observăm, au împletit gastronomia cu tradiția,
au adus cele mai bune mâncăruri preparate de părinți, s-au implicat trup și suflet. Bună ziua! Suntem foarte bucuroase că am putut realiza a doua ediție a Târgului de Toamnă, organizat la GPN Lumea Copiilor, Vicovul de Sus. Copiii au fost foarte bucuroși să realizeze tablouri, ce au putut ei, fiind micuți, grupa mică. Și părinții ne-au ajutat foarte, foarte mult, implicarea lor a fost maximă și le mulțumim foarte mult, mulțumim conducerii pentru sprijinul acordat și vă așteptăm la târg. Bună dimineața și bun venit tuturor la cea de-a doua ediție a Târgului Caritabil Belșug de Toamnă, organizat în sala de sport a Liceului Tehnologic Ion Nistor, cu implicarea și participarea directă a părinților, elevilor și dascălilor claselor preșcolare și primare ale acestei unități de învățământ. În calitate de consilier în cadrul cabinetului domnului primar al orașului Vicovul de Sus, Vasile Iliuț, doresc să transmit un mesaj de mulțumire și apreciere atât organizatorilor, cât și participanților la această frumoasă activitate, prin care se demonstrează odată în plus că în Vicovul de Sus există un spirit antreprenorial ridicat și oameni harnici care, indiferent de vreme sau vremuri, au ce pune pe masă. Felicitări și la cât mai multe ediții! Bună ziua, bine ați revenit la Vicovul de Sus, astăzi la Liceul Ion Nistor, zi de sărbătoare, de bucurie și oarecum de la capăt. Bună ziua, bine ați revenit la Vicovul de Sus, la Liceul Ion Nistor. Astăzi pentru noi este o zi de sărbătoare, de bucurie, pentru că ne învrednicim cu darul lui Dumnezeu a ne bucura de roadele acestui an. Doamnele educatoare împreună cu toți părinții au pus umărul în realizarea acestui frumos proiect numit Târgul Caritabil Belșugul Toamnei, târg care are și un scop didactic, dar și unul caritabil. Didactic pentru că copiii vor fi obișnuiți, învățați să pună preț pe muncă, să vadă că orice muncă are rezultate frumoase. Iar scopul caritabil, pentru că în urma darului pe care noi îl căpătăm de la Dumnezeu, suntem datori să facem dar din dar și să facă rai până la urma urmei. Vicovenii sunt cunoscuți la nivelul județului Suceava ca fiind oameni gospodari, oameni care iubesc frumosul, care iubesc munca și acest lucru se vede atunci când oricine intră în localitatea noastră. Felicităm doamnele educatoare, felicităm pe toți părinții care au pus umărul în realizarea acestei frumoase activități și să dea Domnul ca acel belșug, binecuvântat de Dumnezeu, să fie și în acest an și în anii care ne vor sta în față.